prezentat tutorialul legat de platforma de tranzacționare MetaTrader 4. Aceasta este una dintre cele mai folosite platforme de tranzacționare atât de casele de brokeraj cât și de trader, tocmai pentru că este foarte, foarte simplă de utilizat. Haideți să începem în primul rând cu lista din stânga. Aici avem o listă de instrumente pe care le putem întâlni și tranzacționa cel puțin la XTB, dar și la alte case de brokeraj. După cum puteți observa, lista este una destul de scurtă în momentul acesta, dar prin click dreapta și Show All se va lungi și vom avea toate instrumentele disponibile spre tranzacționare. Ei bine, aceste instrumente, această listă de fapt poate fi editată prin Hide All, Show All sau dacă vrem să ștergem din simbolurile de aici, le putem adăuga ulterior din această listă ceva mai sus. Pentru a afla mai multe detalii legate de instrumentele pe care le putem tranzacționa din această listă, putem da click dreapta, Symbols, și aici vom găsi toate instrumentele în diverse categorii. Haideți să luăm pentru început un exemplu din piața Forex, AUDECAD Properties, și vom găsi câteva detalii despre AUDECAD, printre care și nivelul de stop loss, dar și numărul de decimale pe care acest instrument le are. Haideți să închidem această fereastră și să mergem mai departe la grafice. În partea din dreapta vom găsi deschise ca și default, ca și stare inițială, 4 grafice. Ei bine, aceste grafice pot fi editate și pot fi foarte, foarte ușor customizate. La ce mă refer? Ei bine, dacă nu vreau 4 grafice, atunci pot închide din ele și să las doar 2 sau pot să las chiar unul singur, fără să le închid pe celelalte prin maximizarea graficului. Dacă totuși nu-mi place cum arată pe acest background negru și cu această evoluție verde, pot să schimb aceste culori făcând click dreapta, Properties, și de aici pot schimba în una dintre cele 3 scheme de culori pe care le am disponibile. Haideți să spunem black on white. Sau pot să schimb fiecare lucru în parte, pot să schimb background-ul, pot să schimb culoarea unei bare, pot să schimb culoarea unei lumânări sau chiar pot să schimb culoarea gridului sau a cotațiilor din partea dreaptă. Haideți să spunem că lăsăm schema black on white. Ok, în momentul de față avem un fundal alb cu o evoluție marcată cu negru și un zoom, aș spune, out, pentru că dacă vom da un simplu click pe acest butonaș, vom avea un grafic de tip lumânări japoneze. Ei bine, dacă nu doresc acest grafic de tip lumânări japoneze, pot folosi graficul de tip bară sau graficul de tip linie, la fel făcând click pe unul dintre cele 3 butoane din bara de sus. Eu unul o să păstrez graficul de tip lumânări japoneze. Mai departe, dacă, de exemplu, o să fac o anumită schimbare, să spunem că o să îl las în felul acesta, o să schimb time frame-ul pe un interval ceva mai mare. Avem bara cu time frame-uri de la 1 minut până la o lună aici sus. Voi schimba time frame-ul la o zi și să spunem că aș dori totuși să fac un alt fel de fundal și voi alege o altă culoare ceva mai închisă, haideți să spunem aceasta. Ei bine, dacă vreau să deschid un nou grafic, atunci voi merge în lista cu instrumente, click dreapta, Chart Window și va deschide un grafic cu setările inițiale. Dacă totuși nu vreau să am acele setări ca înainte și vreau ca noile grafice să-mi păstreze acest format, voi putea să salvez ca și template, Save Template, și să spunem că îi vom da un nume, EURUSD 1. În momentul în care merg
setez EURUSD, nu? Și va face culoarea și toate schimbările pe care eu le-am făcut pe EURUSD și pe acest nou instrument. Dacă deschid un altul, să spunem petrol, la fel voi avea setările inițiale. Pentru a putea deschide un grafic nou cu setările euro-dolar, atunci va trebui să salvez un template cu numele default. În felul acesta, fiecare grafic pe care îl voi deschide va avea culoarea sau setările pe care eu le-am făcut la template-ul default. În regulă, mai departe, haideți să vedem ce mai putem face în MetaTrader. Am văzut că putem schimba tipul de grafic, am văzut că putem da zoom in, zoom out și putem schimba timeframe-ul pe care noi îl folosim în a analiza sau în a tranzacționa. Putem să folosim un buton de shift. Acest buton de shift ne lasă un spațiu gol în partea din dreapta pentru a putea face analize tehnice sau pentru a ne ajuta să urmărim o nouă evoluție a graficului și acest buton de autoscroll care de fiecare dată când vom avea o mișcare a cotației, graficul va fi mutat în partea din dreapta. Haideți să luăm un exemplu ceva mai volatil care se mișcă, euro-dolar. În momentul de față, dacă vom încerca să mergem în stânga să vedem, ne-ar fi destul de greu, tocmai pentru că el va fi mutat de fiecare dată înapoi. Așadar, dacă nu vreau să se întâmple acest lucru, va trebui să dezactivez acest buton autoscroll. Haideți să vedem cum putem face o tranzacție în MetaTrader. În primul rând, putem da un dublu click în lista cu instrumente, pe instrumentul pe care vrem să tranzacționăm și se va deschide această fereastră. Putem să dăm click dreapta pe graficul instrumentului, putem să dăm New Order și vom avea aceeași fereastră sau putem da click pe acest buton New Order și vom avea din nou fereastra de tranzacționare. În această fereastră de tranzacționare avem simbolul pe care vrem să îl tranzacționăm, instrumentul. Trebuie să avem foarte mare grijă pentru că dacă vom mișca scrollul de la mouse, se va mișca acest instrument și s-ar putea să ne trezim cu o tranzacție pe un alt instrument pe care nu ne-l dorim. Volumul tranzacționat, aici putem schimba din această listă drop-down sau putem să completăm de la tastatură, să spunem, în loc de 1,1 loturi, putem seta un nivel de stop loss, un nivel de take profit și de asemenea putem alege dacă ordinul să fie instant sau în așteptare. Noi o să alegem un ordin instant și vom face o tranzacție de cumpărare. Ok. Acum o să vedem pe grafic linia la care noi am cumpărat, 1.30.25. Dar mai departe, mai mult decât atât, vom avea în fereastra terminal, jos, detaliile ordinului nostru. Vom avea numărul de ordin, vom avea timpul la care am făcut tranzacția, tipul de ordin, volumul, simbolul, prețul la care noi am făcut tranzacția. Dacă avem un nivel de stop loss și take profit, atunci ele vor fi scrise aici. Nivelul de preț la care se află piața în momentul de față, trebuie să avem foarte mare grijă pentru că pe grafic ne este afișat prețul de bid, iar la price, în terminal, vom avea prețul de ask. Diferența dintre cele două o vom găsi și în MarketWatch. Vom avea simbol, nivelul de bid, nivelul de ask și se poate adăuga de asemenea și nivelurile de high and low. În general, ele nu sunt folosite și încarcă această fereastră. Comisioanele, în cazul în care tranzacționăm acțiuni, se pot întâlni aceste comisioane și swap-urile, care sunt costurile de menținere a unei poziții peste noapte. În sfârșit, avem profitul. Profitul va fi marcat în moneda contului sau putem să schimbăm dacă dăm click dreapta de la profit
în pips sau în a doua monedă a perechii valutare, în cazul în care avem o pereche valutară, în cazul în care avem un alt instrument în valuta în care acesta este denominat. Mai departe putem să închidem ordinul dacă menținem click dreapta sau dacă dăm din nou click dreapta, close order, sau să-l modificăm. În momentul în care alegem să-l modificăm, putem adăuga niveluri de stop loss și niveluri de take profit, iar dacă dorim să închidem o tranzacție, close order, va trebui să apăsăm butonul mare galben pe care scrie close. În momentul în care vom da close, putem alege de asemenea și volumul pe care să-l închidem. Dacă, de exemplu, avem un lot, putem închide parțial tranzacția, putem închide 0,05 sau o subdiviziune a lotului. Noi totuși o să închidem volumul total fiind chiar cel minim. Close. În momentul în care am închis, ordinul va fi dispărut. Haideți să mai facem o dată o tranzacție, fie de cumpărare, fie de vânzare. Click dreapta, New Order. Să spunem de data aceasta vânzare. O să alegem un volum ceva mai mare. Și să vedem mai departe ce informații ne mai oferă platforma MetaTrader. Ceva mai jos decât ordinul nostru vom găsi balanța, equity, care înseamnă balanță plus profit. Margin, aici veți găsi marja blocată pentru tranzacția noastră. Free margin este marja disponibilă pentru o nouă tranzacție și margin level este un raport între equity sau de fapt minimul dintre equity și balance supra marjă și în momentul în care acest margin level va ajunge sub 99,99%, nu veți mai putea deschide alte tranzacții. Dacă vrem să închidem, haideți să mai încercăm o dată. Dacă dăm dublu click unde scrie stop loss, take profit, vom putea modifica. Dacă însă vom da dublu click puțin mai în stânga, să spunem unde scrie simbol, vom putea închide tranzacția noastră având acest buton de close. De data aceasta vom alege să închidem doar 0,5 din volumul tranzacționat. Și vom observa că în continuare mai avem 0,5 care este disponibil și care încă este activ. Dacă vrem să închidem și acest ordin, dublu click, din nou, dacă vom da la stop loss take profit, ne va apărea fereastra în care putem modifica. Dacă vom da puțin mai în stânga sau puțin mai în dreapta, vom putea închide această tranzacție. Haideți să spunem că o vom închide. În momentul acesta, profitul nostru este înregistrat în balanță. În această fereastră terminal vom mai întâlni și alte taburi, ca de exemplu Account History. Aici vom găsi ordinele pe care noi le-am făcut în trecut și vom putea, dacă dăm click dreapta, să scoatem raport la aceste tranzacții pe diferite perioade. Mai departe este tabul Alerts. În acest tab, în această fereastră, putem să setăm alerte prin care platforma ne anunță dacă o cotație a fost atinsă, depășită sau trecută sub. Mailbox. Veți primi de la XTB mail-uri cu diferite anunțuri și jurnal în cazul în care folosim roboței de tranzacționare, acesta va fi folositor. Să trecem înapoi la terminal, la fereastra Trade. Aceasta probabil va fi cea mai folosită fereastră de către noi toți. În regulă, am văzut cum se poate tranzacționa, am văzut care este fereastra cu instrumente, cum se pot customiza graficele. Haideți să vedem mai departe ce ne mai oferă MetaTrader 4. Puțin sub MarketWatch vom avea o nouă fereastră, aceasta este Navigator. În această fereastră vom găsi conturile pe care noi le avem deschise în MetaTrader. De asemenea, putem adăuga pe lângă acest cont pe care îl avem și alte conturi și putem schimba între ele. Vom găsi un tab cu indicatori. Indicatori,
parte vom avea un tab cu expert advisors, roboții de tranzacționare, custom indicators și scripts. Haideți să vedem la indicatori. Acești indicatori sunt des întâlniți în analiza tehnică și fac parte din MetaTrader. Mai departe, expert advisors, aveți două exemple, puteți să adăugați mai multe. Custom indicators, ei bine, aici puteți să adăugați indicatori custom, făcuți de dumneavoastră sau aduși din alte surse, care nu fac parte din categoria default a acestei platforme. Ceva mai jos, tabul scripts, aici veți găsi, să spunem, câțiva roboței ceva mai simpli, dar care vă pot ajuta în diferite situații. Ei bine, în cazul în care nu folosim această fereastră navigator, vom putea folosi bara de sus, odată bara cu instrumente, unde avem diferite butoane, de exemplu pentru a închide și a deschide Market Watch-ul, pentru a închide, deschide fereastra navigator sau chiar terminal, în cazul în care dorim să avem doar graficul pentru a putea face o analiză, putem închide celelalte ferestre foarte, foarte ușor și la fel le putem deschide. Haideți să spunem că vom încerca să facem o analiză tehnică pe acest grafic. Atunci avem la dispoziție linii de suport rezistență, avem la dispoziție linii verticale care ne va anunța data la care noi am desenat această linie, sau linii de trend. Toate aceste linii pe care le-am trasat le putem customiza, dublu click pentru a selecta linia pe care vreau să o schimb, click dreapta, Trend Line Properties, și voi putea schimba culoarea, forma în care apare linia sau grosimea ei, dar și câțiva parametri și intervalul pe care aleg să vizualizez această linie. Dacă doresc să folosesc și alte instrumente de analiză tehnică, pot merge în bara de sus și dacă voi da Insert, pot adăuga indicatori, Trend, Oscillator, Volumes, Bill Williams sau Custom. Pot adăuga liniile pe care le găsesc și ceva mai jos. Pot adăuga aceste canale, diferite canale, Fibonacci, linie regression și așa mai departe, dar de asemenea pot adăuga instrumente de tip GAN, Fibonacci, chiar forme, să spunem că vom adăuga o formă de tip dreptunghi. Această formă o putem schimba, mai ales dacă vrem să avem o altă culoare, să spunem roșie. Putem să o lăsăm roșie în felul acesta sau putem să o facem doar un simplu chenar dacă debifăm această căsuță Draw Object as Background și vom avea un chenar după cum spuneam. Haideți să adăugăm și noi un Fibonacci, să spunem Retracement. E bine, am selectat instrumentul, îl vom desena pe grafic și de asemenea îl putem customiza pentru a fi mai bine văzut, să spunem o culoare albastră pentru aceste niveluri. Dacă vrem să ștergem ceva de pe aceste grafice, este de ajuns să dăm dublu click pe linia respectivă, pe instrumentul respectiv, click dreapta apoi și delete. Sau dacă avem mai multe selectate, putem efectiv să apăsăm butonul delete și toate vor dispărea. Haideți să adăugăm și un indicator, să spunem un indicator de trend, un moving average, o medie mobilă, să lăsăm 14 perioade, culoarea roșie și să spunem că o vom face de o grosime ceva mai mare. În momentul de față avem desenată pe grafic o medie mobilă de 14 perioade. Ca să ștergem această medie mobilă, putem da click dreapta și delete indicator. De asemenea, putem să adăugăm și oscilator, să spunem un MACD, care va apărea în partea inferioară a graficului și la fel el poate fi foarte ușor customizat. Click dreapta, MACD properties și putem să schimbăm tot felul de informații și caracteristici ale acestui indicator. Dacă vrem să
să-l ștergem, clic dreapta, delete indicator, sau haide să-l adăugăm încă o dată. Clic dreapta oriunde, delete indicator window și el va fi șters de pe grafic. Revenind la forma inițială a acestei platforme, vreau doar să vă mai spun că ea este foarte ușor editabilă, în sensul că pot muta aceste ferestre, să le am tot timpul cu mine, sau efectiv le pot scoate, după cum am mai spus, și să le pun la loc în cazul în care îmi place mai mult cum era înainte. Pe scurt, nu pot spune decât că MetaTrader-ul este una dintre cele mai folosite platforme de tranzacționare, tocmai pentru că este și foarte, foarte ușor de utilizat. Așadar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la tranzacționare.